Dragii mei, bine ați venit la Vlogmas ziua 17. Încep acest clip cu trei precizări importante. 1. M-a trecut o miță, mi-a mișcat trepiedul fix când am început să vorbesc. 2. Îmi cer scuze pentru cum arată fața mea, în mod special nasul, pentru că am trecut prin niște zile mai grele, cu o răceală mai severă și am o rană la nas, indiferent cât aș fi încercat eu să o camuflez, din păcate nu am reușit. Și 3, îmi cer scuze pentru vocea aceasta mea, care nu e una prea plăcută, sau poate nu este vocea cu care v-am obișnuit, însă mă bucur că pot să vorbesc, că zilele trecute nici nu puteam să vorbesc, așa că eu mă bucur chiar și așa. Am promis că în acest an, în timpul vlogmasului, o să filmez un Q&A cu întrebările voastre pe care mi le-ați lăsat în urmă cu ceva timp. Astăzi cred că este momentul. Eu am toate întrebările pe telefon, am și întrebări de pe Instagram, am și întrebări pe care mi le-ați lăsat în mesaje private, am și întrebări pe care mi le-ați lăsat pe YouTube. Am să încerc să trec așa rapid prin câteva, pentru că nu aș vrea să fac un clip foarte lung. Aș vrea să răspund cât mai scurt și la obiect, deși pe mine nu prea mă reprezintă chestia asta. Eu sunt acel gen de persoană care se lungește foarte mult atunci când vorbesc. Sper ca de data aceasta să fiu cât mai rapid, scurt și la obiect, cam așa ceva. Haideți să vedem, că voi începe cu întrebările, în primul și în primul rând, întrebările de pe, de pe YouTube. După care voi lua întrebările de pe Instagram și o să încerc să mă grăbesc să filmez cât mai repede, pentru că este foarte târziu la mine când filmez acest clip. Este ora 11 acum, iar eu după ce filmez trebuie să și editez. Cam mâine de dimineață la ora 8 voi să aveți content. Bun, dragilor, hai să vedem. Deci avem aici, începem cu prima persoană care mi-a comentat. Voi lua întrebările așa cum se nimeresc, nu le voi lua într-o ordine anume. Cineva mi-a întrebat: bună, te urmăresc de puțin timp. Mi-ar plăcea să ne povestești puțin parcursul vostru cu casa și ce planuri de viitor aveți. O să vă povestesc puțin despre planurile noastre de viitor. Nu o să intru, bineînțeles, foarte mult în detalii, fiindcă niciodată nu se știe. Eu personal am văzut asta foarte bine în ultimele zile, aveam totul foarte bine plănuit, planificat, știam ce am de făcut, a venit o miță și din păcate m-a luat în primire o răceală cu o ronșită și nu a fost prea bine, o răci și Filip și el tot cu același diagnostic și din păcate planurile noastre s-au schimbat, însă ca și planuri așa în linii mari, bineînțeles că ne dorim să ne terminăm căsuța, ne dorim încă un copilaș sau doi, da, ca toată lumea, să ne cumpărăm o mașinuță, să ne facem o micuță afacere din care să trăim liniștiți, fără griji, ca să spun așa, nu avem nu știu ce planuri extraordinare, mi-a mișcat o miță telefonul, nu avem planuri super extraordinare. Sperăm doar să fim sănătoși. Asta e tot ce contează, de fapt, și ce este cel mai important. Să fim cu toții sănătoși și de planuri ne ocupăm noi, unul câte unul, așa, câte puțin, câte puțin. Iar despre casă o să vină mai multe întrebări și o să vorbesc atunci. Dacă te-ai putea întoarce în trecut, ai vrea să schimbi ceva acolo, care ar fi acel ceva și de ce? Sincer să fiu, nu știu dacă aș schimba foarte multe. Cred că trecutul m-a făcut ceea ce sunt în ziua de astăzi. Poate doar cred că mi-aș dori să am o relație mai bună cu părinții mei, pentru că deși voi vedeți o relație foarte bună acum, relația mea cu părinții nu a fost întotdeauna una așa de bună. Dar mi-aș dori să mai lucrez acolo. Însă nu știu ce aș putea să schimb. Poate să mă bucur poate mai mult de singurătate, deși știu că sună ciudat, însă după ce am devenit mamă, timpul meu s-a limitat foarte mult și știți că erau niște chestii pe internet că înainte să te căsătorești ceri voie părinților să pleci și undeva să ieși în oraș, după ce faci copii tot lor trebuie să le ceri voie ca să stea cu copilașii.
Mi-aș dori probabil că să profit mai mult, nu știu, să lucrez mai mult la mine, să am mai multă grijă de mine, să plece așa din trecut toate chestiile astea. Dar nu aș schimba foarte multe, pentru că sunt foarte mulțumită și fericită cu viața pe care o am acum și cred că datorită trecutului sunt ceea ce sunt în ziua de astăzi. Cum reușiți să vă înțelegeți atât de bine? Cred că întrebarea se referă la mine și la Rareș. Înțelegem foarte bine pentru că Rareș este un soț foarte bun, în primul și în primul rând, o persoană foarte calmă, înțeleaptă. Rareș este un bărbat foarte înțelept, care calculează foarte bine ceea ce spune și ceea ce face. Iar eu sunt persoana aceea mai veselă, mai spontană, mai copilăroasă din relația noastră și cumva ne completăm. Încercăm să discutăm și să vorbim problemele atunci când le avem, pentru că dacă le lăsăm acolo, nu facem decât să le tot acoperim și nu se rezolvă, bineînțeles, așa că încercăm să discutăm, să vorbim, să ajungem la un numitor comun și în principiu să cădem de acord asupra unei situații ca să fie totul bine. Ne înțelegem bine, v-am spus, și pentru că are și este genul acela de persoană cu care nu prea poți să te cerți. E Tomiță aici lângă mine, are o minge și nu o las în pace deloc. Bun, mai departe. Ce hobby-uri ai, Dana? Ce îți place sau ți-ar plăcea să faci pentru bucuria sufletului tău în timpul liber? YouTube-ul este hobby-ul meu preferat. Îmi place super mult ceea ce fac aici. Nu știu dacă o fac neapărat foarte bine, însă mie îmi place mult să filmez, să editez, să fiu aici prezentă. Mi-a intrat ca o rutină așa treaba aceasta cu YouTube-ul. Chiar astăzi îmi scrisese cineva că nu știe cum reușesc să postez și să editez atât de des, mai ales acum că am fost răcită și bolnavă. Vreau să vă spun că mie mi-a intrat așa în sânge, știți cum e vorba aceea. M-am obișnuit, îmi place foarte mult ceea ce fac și acesta este principalul meu hobby. Apoi, îmi place să fac curățenie. Poate că sună ciudat, însă pe mine să fac curățenie mă relaxează. Îmi place să îmi pun eventual ceva muzică, să fac curățenie și să am timpul meu așa eu cu mine atunci când fac curățenie. Mai ales satisfacția aceea de după, îmi place super mult. Deci chiar pot să-l trec în acea categorie de hobby-uri. Și îmi place să pescuiesc, foarte mult îmi place să pescuiesc, însă am aici sursa mișcării trepiedului. Ții, Tomiță? Ce cauți, Tomiță, tu? Cauți iubire? Îmi place super mult să pescuiesc și mă relaxează asta. Poate că e un hobby mai mult pentru bărbați, însă mie îmi place super mult și mă relaxează să fac asta, doar că nu fac asta foarte, foarte des. Cam astea ar fi hobby-ul meu, bineînțeles, să stau să mă relaxez, să mă uit la un film, să citesc o carte, dar n-am mai reușit să mai citesc o carte de foarte mult timp. Intenționez să îți diversifici conținuturile pentru a crește canalul tău de YouTube. Nu știu ce aș mai putea să mai adaug eu pe canalul meu de YouTube. Chiar m-aș bucura dacă ați veni cu sugestiile voastre. Cred că am o diversitate pe canalul meu. Am vloguri, am hauluri, am idei de rețete. Încerc să diversific prin asta cât de mult. Nu știu cu ce altceva aș putea să mai vin și ce aș putea să mai adaug, însă canalul meu de YouTube este un canal în principiu de familie, cu tot ceea ce facem noi, cu bune, cu rele. Vedeți că vin la voi cu toate cele, și cu bune și cu rele, nu doar cu bune, însă nu știu ce aș mai putea să mai adaug, dar m-aș bucura dacă mi-ați mai da voi sugestii de noi teme, ca să spun așa. Câți ani aveai când te-ai căsătorit? M-am căsătorit la 20 de ani și aveam cu soțul meu o relație de 3 ani și câteva luni, aproape 6 luni, dacă nu cumva, și ne-am căsătorit. Vă mai doriți un bebe? Această întrebare se repetă foarte mult, pentru că, bine, această întrebare mi este pusă, cred că n-avea Filip un an, de când am început să o primesc, dar nu mă deranjează.
însă câteodată nu se știe ce este în spatele unui cuplu care nu are încă un copil sau care nu are un al doilea copil. Poate că și-l doresc, dar nu îl pot avea și această întrebare e puțin nepotrivită. Pe mine însă nu mă deranjează pentru că pentru mine nu este un subiect sensibil. Da, ne mai dorim un copilaș sau poate chiar doi. Sperăm și poate că anul acesta este anul pentru asta. Este anul dedicat acestui subiect, ca să spun așa, dar bineînțeles că la momentul potrivit voi veni să vă povestesc și să vă spun, însă mai pe scurt, că am zis că nu mă lungesc, ne mai dorim un copilaș sau doi. Mai departe, bună Dana, vreau să-ți mulțumesc pentru toate clipurile frumoase și pentru tot timpul depus. Aș vrea să-ți pun câteva întrebări, de exemplu, cum este viața de când ești mămică și cum era înainte de nașterea lui Filip? S-a schimbat foarte mult viața mea, foarte mult, din mai multe puncte de vedere și dacă ar fi să o iau prima și prima dată, m-am schimbat eu ca persoană. Nu știu ce s-a întâmplat, însă după ce am născut, mi-am pierdut așa din concentrare, din parcă nu mai am aceeași răbdare, nu mai am aceeași... Parcă mi s-a luat o bucată din creier, am mai spus eu asta. Eu personal m-am schimbat după ce l-am născut pe Filip, dar nu doar în rău, că m-am schimbat și în bine, am devenit mai matură, am devenit mai creativă, mai iubitoare, bineînțeles. Și nu mai am același timp pe care îl aveam înainte, însă nu aș vrea să schimb asta pentru nimic în lume, că este mai mult decât perfect. Viața cu un copilaș este foarte grea, dar foarte frumoasă. S-a schimbat, însă s-a schimbat în mare parte doar în bine. Pe lângă faptul că este puțin obositor, cel puțin în primii 2 ani mie mi s-a părut foarte greu și foarte obositor, mai ales că alăptam și eram foarte obosită, dar acum este mult mai bine și foarte frumos, dar se schimbă viața după un copilaș. Departe, Filip vrea un frățior sau o surioară? Filip în fiecare seară se roagă la Doamne, Doamne să îi dea o surioară și un frățior. Nu o surioară sau un frățior, Filip vrea și surioară și frățior. Și ca să fac o mică paranteză, vreau să vă spun că soțul meu are 2 frați, un frate mai mare și o soră geamănă. Iar fratele lui Rareș, când mama lor a mers la spital să nască, a spus că vrea să-i aducă acasă o surioară și un frățior. Și mama lui Rareș a venit acasă cu surioară și cu frățior, pentru că era însărcinată cu gemeni și era însărcinată cu fetiță și cu băiețel. Și Filip asta se roagă și asta îmi spune în fiecare seară că el vrea surioară și frățior, așa că țineți-vă bine că nu se știe niciodată ce se poate întâmpla. În familia noastră, sper să nu vorbesc prostii, dar cred că o să mă corectezi mama dacă nu e așa. Însă, din câte știu eu, sora tatălui meu a avut 2 fetițe gemene. Sora mamei, 2 fetițe gemene. Din câte știu și bunicul, dacă nu cumva au fost din gemeni sau au avut în familie gemeni, Rareș este din gemeni, deci la mine în familie sunt foarte multe cazuri, așa că nu se știe ce și cum. Dar da, Filip își dorește și ne spune foarte des asta. Și următoarea întrebare este, cum este mutarea aceasta pentru voi? Cum este mutarea aceasta pentru voi? Este exact așa cum am visat-o și cum ne-am dorit-o. Este mult mai plăcut, cred că, decât credeam și mutarea noastră a fost mult mai ușoară și adaptarea noastră a fost mult mai ușoară. Este ceva pentru care am muncit foarte mulți ani, iar acum ne bucurăm de munca noastră de atâția ani. Deci este perfectă, ca să spun așa. Mai sunt foarte multe de făcut și de rezolvat și de cumpărat și nu neapărat doar de cumpărat, că și prin curte și mă rog, dar este perfect. Pot să spun că este perfect și o să mai adăugăm noi și o să mai facem pe parcurs. Mulțumesc pentru întrebări. Următoarea întrebare, am făcut o mică pauză, dar revenim.
Următoarea întrebare este, când mai faci activități cu Filip? Eu am un băiețel de grădiniță, dacă poți să-mi dai idei. Întrebarea aceasta este o întrebare pusă acum ceva timp și sper că activitățile noastre din ultimul timp te-au inspirat și că v-am dat ceva idei. Cât de departe este grădinița de voi? Este la 10 minute cu mașina. Pe jos nu aș putea să ajung acolo pentru că este în satul de lângă noi. Dar 10 minute cu mașina, foarte repede ajungem. De unde ai atâta energie? Eu mă bucur super mult că se vede asta, pentru că primesc foarte des comentarii de la voi în care îmi spuneți asta și apreciați asta la mine. Nu am mereu aceeași energie. Luna aceasta cel puțin a fost o lună pentru mine destul de grea și obositoare, dar m-am simțit și rău de mai multe ori din mai multe motive, dar totuși încerc să vin în fața voastră veselă. Dacă aș veni și eu numai cu probleme și numai cu stări proaste, deși credeți-mă că sunt, nici nu vi le afișez aici pe toate vouă, dar nici nu le ascund de voi, dar nici nu mi se pare normal să vin să mă plâng mereu la voi, cât de greu mi-a fost mie ziua respectivă, câte probleme am avut cu Filip, cât de rău m-am simțit sau de obosită. Încerc ca atunci când vă uitați la mine să vă luați ceva bun din acel vlog, să vă luați o stare bună, să ziceți că după ce vă uitați la un vlog, mă duc să mă apuc de făcut ceva, că am chef așa să mă duc să fac curățenii, să gătesc, să ies la plimbare, să fac ceva, nu știu. Îmi place să vă dau o stare bună și în general cam așa sunt. Am zilele mele în care nu mă simt bine, dar de cele mai multe ori, asta este firea mea, îmi place să fiu veselă și să mă bucur. Chiar și atunci când nu este un motiv de bucurie, eu să-l caut. Zilele acestea m-am simțit foarte rău și am încercat să îmi spun singură că dacă am răcit acum, poate că o să fiu bine de sărbători. Eu încerc de fiecare dată, în fiecare problemă și în fiecare parte rea, să găsesc acolo o părticică bună. Și asta mă face să fiu veselă și să fiu pozitivă. Așa sunt eu, ca să spun așa, dar de foarte multe ori muncesc ca să fiu așa, pentru că dacă m-aș lăsa pradă supărărilor și problemelor, aș fi mereu tristă, aș plânge mereu și nu m-aș bucura de nimic. Încerc însă să fiu opusul la ceea ce tocmai am spus, așa că sper că-mi iese. Bună! De cât timp v-ați apucat de casă și cam cât ați investit aproximativ? Întrebarea cu casa și cu banii pe care i-am cheltuit la căsuță, am primit-o de foarte multe ori și am discutat și cu soțul meu și am hotărât că nu o să spunem nicio sumă de bani. Eu am mai vorbit cu voi în privat, m-ați întrebat cât am plătit, cât mi-a ajuns încălzirea în pardoseală, cât mi-a ajuns aia. Eu am răspuns la întrebările astea, dar în privat, pentru persoanele care chiar au fost interesate și care sunt în proces de construirea unei case sau de mutat. Însă nu are niciun sens să vin să mă apuc să spun câți bani am cheltuit noi, pentru că nu are nicio relevanță și o să vă spun și de ce. Ne-am apucat de căsuța noastră în urmă cu 6 ani, după ce ne-am căsătorit. Ne-am căsătorit și ne-am apucat de casă. Nu am avut un interes foarte mare să ne mutăm, pentru că stăteam singur, locuiam singur, nu locuiam cu părinții, nu ne stresa nimic și era foarte bine așa, nu aveam un interes foarte mare să ne mutăm. Interesul mai mare a început să fie în momentul în care l-am născut pe Filip, pentru că deja nu mai regăseam în apartamentul în care noi stăteam cu chirie și am spus că hai să dăm bătăi și să muncim mai mult ca să facem mai mult de la căsuța noastră și am grăbit puțin procesul. Însă noi ne-am apucat acum 6 ani și în 6 ani s-au schimbat foarte mult prețurile, s-au scumpit foarte mult toate materialele de construcție. Și ce sens ar avea să vă spun eu câți bani am cheltuit noi, pentru că oricum informația asta nu vă ajută decât că vreți poate să știți, dar asta nu cred că este foarte important pentru cineva, pentru că toate s-au scumpit și nu o să mai faceți o casă cu banii, nici noi dacă ne-am apucat acum să mai facem o casă, n-am mai face-o cu aceiași bani. Deci practic n-are nicio relevanță să mă apuc să spun prețurile. Bineînțeles că noi știm cât am cheltuit, știm pe ce am cheltuit, dar nu are sens, chiar nu are niciun sens să vă spun exact câți bani am cheltuit noi și ne-am apucat în urmă cu 6 ani de căsuța noastră,
dar foarte mult au evoluat lucrurile în ultimii doi, ca să zic așa. Mă întreabă cineva dacă o să fac vlogmas. Uite, dragă Paula Nistorc, fac vlogmas și filmez acest Q&A fix în vlogmas. Care este cea mai frumoasă vacanță pe care ați avut-o? Mă întreabă Bianca Popescu. Cred că luna noastră de mieriu a fost pur și simplu cea mai frumoasă. A fost vacanța în care noi ne-am super relaxat și detașat de tot și de toate. Am fost plecați aproximativ 2 săptămâni în Grecia, după care am mai plecat 4 nopți, sau da, 4 zile parcă, în Istanbul. Am făcut opriri și când ne-am dus și când ne-am întors. Ne-am oprit și ne-am dus și prin București, ne-am oprit și în... când ne-am dus, am făcut o mică oprire și în Tesalonic. Foarte frumos a fost acea vacanță. A fost vacanța noastră de după nuntă, ne-am cunoscut mai bine. A fost foarte frumos și o vacanță care a fost... Bine, toate vacanțele sunt frumoase, noi ne bucurăm atunci când plecăm undeva. Chiar dacă ne întoarcem mai obosiți decât plecăm, ne bucurăm pentru că muncim ca să... să ne permitim acea vacanță și profităm atunci când plecăm vacanță să ne simțim bine. Dar a fost foarte frumoasă prima vacanță cu Filip. Am plecat cu el în Grecia când avea 5 luni și a fost foarte frumos, foarte greu, foarte greu. O plâns aproximativ tot drumul din Grecia până acasă. A fost foarte greu drumul, că am plecat cu mașina, dar a fost o vacanță foarte frumoasă. Toate sunt frumoase și acum că a mai crescut el, este iarăși ceva nou, pentru că el este foarte curios și îi explicăm și vede și se bucură. Deci foarte mult. Adică toate vacanțele sunt frumoase, dar cea mai frumoasă pentru mine personal a fost luna noastră de miere. Mai departe, cum ai început YouTube? Am început să fac YouTube împrietenindu-mă cu Priscila. Ne-am împrietenit. Apropo de asta, vreau să vă spun că relația dintre mine și Priscila este în continuare o relație bună. Mai vorbim din când în când. Sperăm să reușim să ne și vedem atunci când ea o să vină în România sau când eu o să ajung în Anglia. De văzut, sper să ne reușim să ne vedem. Vorbim, dar mai puțin, pentru că acum s-au schimbat lucrurile față de cum erau acum 3-4 ani când vorbeam noi. Ea o avea doar pe Milada, acum are 3 copilași, e destul de greu. Eu m-am mutat, am și eu un copilaș, sunt foarte multe chestii de făcut și nu reușesc. Fac YouTube și nu reușesc să mai țin așa pasul cu viața noastră de acum 4 ani. Însă vreau să știți că totul este bine între mine și Priscila. Eu nu m-am certat cu ea, ea nu s-a certat cu mine, nu s-a întâmplat nimic între noi. Pentru toate au fost niște comentarii și niște chestii pe YouTube. Însă nu ne-am certat, nu s-a întâmplat nimic. Eu pe Priscila o respect și o apreciez foarte mult. Și ea m-a încurajat super mult să fac YouTube la început. Îmi doream eu așa să fac YouTube, dar nu aveam curaj. Însă ea a fost persoana care m-a încurajat cel mai mult. Și m-a motivat super, super mult și m-a și ajutat la început. Nu pot să spun că nu, eu am recunoscut asta mereu. Și uite, așa am început YouTube și am început YouTube dorința de a-mi păstra toate amintirile aici și credeți-mă că mă uit la vlogurile noastre vechi și sunt efectiv, câteodată mă apucă plânsul când îl văd, mai ales pe Filip, cât de mult s-a schimbat, nu mai este deloc un bebeluș cum era când am început să facem vlogurile și toată viața noastră s-a schimbat foarte mult, adică când am început să facem YouTube, ne-am mutat, s-a întâmplat foarte multe și s-a schimbat foarte multe și... Îmi doresc să mă uit și peste mulți ani și să văd asta aici. Este cea mai faină chestie din punctul meu de vedere pe care pot să o păstrez aici video. Câți abonați și vizualizări făceai la primele clipulețe? Te întreb deoarece am început să postez și eu câte ceva și mi-e interesant cum au crescut și alte persoane cu activitatea pe YouTube pentru a-mi întări și mai multe vizualizări făceam la început. Făceam puține. Mi-eram super fericită când ajungeam să fac 1K, când făceam 1000 de vizualizări în câteva zile, eram super fericită. Făceam 500-600 de vizualizări la un vlog, după care am început să mai cresc și să ajung la 1000-1200, dar făceam foarte puține. Îți doresc mult succes,
multe ambiții și să continui, pentru că rezultatele apar atunci când avem continuitate, nu când încercăm, dar ne oprim pentru că nu reușim în scurt timp. Trebuie să avem continuitate ca să avem rezultatele pe care ni le dorim. Așa că îți doresc mult succes și continuă cu ceea ce faci. Mai ales dacă îți place, nu ai de ce să nu continui. Frați, surori, aveți tu și Rareș. Păi eu am o soră mai micuță și un frate mai mare, iar Rareș are o soră geamănă și un frate mai mare. Ana și Andrei sunt frații lui Rareș, iar la mine sunt Andreea și Cătălin, frații mei. Mai departe, o altă întrebare. Îi place lui Filip acum la grădiniță? Îi place, doar că intră în vacanța de iarnă. Săracul, când se obișnuiește și el la grădiniță, ba se îmbolnăvește, răcește și stă acasă, ba e weekend, ba e vacanță. Dar îi place. Numai că o să intervină niște schimbări după vacanța de iarnă. Educatoarea lui Filip, din păcate, pleacă de la grădiniță, însă rămâne o educatoare pe care noi deja o cunoaștem. Este educatoarea de la cealaltă grupă, de care nouă ne place super mult, așa că suntem super liniștiți că știm pe mâinile cui intră copilașii noștri. Dar lui Filip îi place. Asta voiam să spun, înțelegeți voi. Ați dori să locuiți în străinătate? Eu pe acest subiect am făcut și am vorbit câteva minute bune, așa că am să vă las un link în descriere dacă vreți să vedeți ce am vorbit acolo, să mergeți să vedeți acel clip, ca să nu stau să mai lungesc. Cât de scump a fost investirea în noua casă? Acum depinde ce înseamnă scump pentru fiecare în parte, de buget, ca să spun așa, pentru că pentru unii mult înseamnă puțin și puțin înseamnă mult. A fost destul de scump, vă dați seama. Toate lucrurile costă, până și cele mai mici chestiuții costă foarte mult. Te duci la Dedeman și Vico sau Coșică așa și plătești o grămadă de bani pe ea. A costat destul de mult. Nu am cum să spun că nu, dar a costat foarte mult. Și o să mai costi în continuare, că mai avem foarte, foarte multe de făcut. V-am spus, fim sănătoși că le facem noi. Îți mai dorești un al doilea copil? Îmi doresc un al doilea copil. Cum este viața la țară? Este foarte frumoasă viața la țară, doar că eu iarna, eu când ies din casă plec în oraș să-mi rezolv treburile sau merg la doctor sau merg la biserică sau mă duc la mama. Deci nu am ce să fac în perioada aceasta pe afară. Dar de la primăvară mă apuc să-mi pun și eu un pământ în grădină și atunci vedem noi cum e viața la țară. Până acum eu zic că e frumoasă viața la țară, este grea, dar este foarte frumoasă. Ce mai lipsește din căsuța voastră? Vreți să vă luați și mașină de spălat vase? Mai lipsesc multe. În primul rând, trebuie să ne izolăm casa, asta este important. Trebuie să ne facem un gard. Trebuie să ne facem curtea, trebuie să ne facem fațada casei, trebuie să ne facem etajul. În casă mai avem de făcut ușile, dar ușile socrul meu ne le face și sunt în proces. Mai durează puțin. Mai avem o grămadă scări pentru etaj. Multe, multe mai sunt de făcut. Cred că e o listă foarte lungă ca să stau acum să o spun pe toată aici, dar mai sunt multe de făcut. Și mașina de spălat vase deja ne-am cumpărat, așa că nu am cum să mai răspund la această întrebare. Ne-am dorit-o și în sfârșit ne-am cumpărat-o și este foarte folositoare. Apropo, nu știu cum am putut să trăiesc atâția ani fără mașină de spălat, că este superbă. Cu ce se ocupă soțul tău? Această întrebare este o întrebare foarte pusă, așa că eu niciodată nu am ascuns asta, nu am de ce să ascund. Dar nici nu am venit acum în fiecare vlog să încep vlogul și să spun soțul meu se ocupă cu asta, soțul meu face asta. Nu. Soțul meu este apicultor de meserie. Cu asta este principala activitate. Și împreună cu socrul meu avem o fermă de văcuții Black Angus pe care vi le-am tot mai arătat eu prin vloguri. Sunt vaci pentru carne. Nu sunt dintre acelea de lapte, că și asta v-am mai spus. Și bineînțeles că multe altele, pe lângă că soțul meu face de toate. Are și un mic gater, mai face și prin atelier când mai are timp liber. Deci se ocupă cu multe, dar în principiu sursele noastre principale de venit vin din apicultură și din ferma de văcuțe. Aceasta este o întrebare foarte pusă, foarte, foarte pusă.
Și m-ați întrebat și ce am lucrat eu înainte să l-am pe Filip. Nu am apucat să lucrez, am căsătorit și nu la mult timp după am rămas însărcinată. Și nu am apucat să lucrez, însă jobul meu este momentan cel de YouTuber. Altă întrebare. Dragă Dana, eu vreau să te întreb cum faci de ești așa de energică și par neobosită ocupându-te de familia ta și făcând toate treburile în casă și pe lângă casă. Răspuns la această întrebare și v-am spus că încerc să fiu veselă, optimistă, mulțumitoare și fericită și îmi iau fericirea și din lucrurile mărunte, nu doar din lucrurile mari. Și încerc așa să fiu pozitivă. Chiar și în lucrurile cele mai rele găsesc partea bună. M-a mai întrebat cineva. Mi-a spus că nu știu dacă ai mai povestit, eu te urmăresc de puțin timp. Cum te-ai cunoscut cu Rareș? Despre asta am un clip special. Am vorbit acolo despre cum ne-am cunoscut, despre cum m-a cerut Rareș de soție și despre povestea noastră din tinerețe, ca să spun așa, așa că vă las link și către acel clip. Voi trece acum la întrebările de pe Instagram, pentru că am și acolo câteva și ca să reușesc să trec prin toate, o să le iau și pe acelea. Stați să vedem să ajung la ele. Prima întrebare de pe Instagram este pusă de Gianina, care mă întreabă ce apreciez la un prieten. Și mai am o întrebare tot în legătură cu asta, mă uitam acum printre întrebări, dacă eu am o persoană, dacă am o persoană cu care să vorbesc tot ceea ce am eu pe suflet. Și da, am o persoană cu care vorbesc tot ceea ce am eu pe suflet și este o prietenă care mă ascultă, care mă susține și care mă înțelege de fiecare dată. Și ea este Maria, v-am prezentat-o în, cred că în două vloguri de aici, pe canalul meu, vloguri pe care le găsiți și voi. Pentru mine este greu să am prieteni, nu pentru că n-aș fi eu prietenoasă, pentru că eu sunt genul acela de persoană care se lipește foarte ușor de oameni. Vorbăreață, mă implic foarte mult în prietenii și în relațiile de prietenii pe care mi le fac. Pot să spun așa că îmi pun tot sufletul pe tavă și mă implic super, super mult, dar am fost atât de dezamăgită în decursul anilor de atât de mulți oameni încât mi-este și frică să mă mai apropii. În momentul de față, singura mea prietenă pe care o am este Maria, care vorbesc, care mă ascultă. Renunțat la oamenii pe care am considerat că nu trebuie să-i mai am în viața mea și nu mai vreau să fac prieteni pentru că am fost foarte dezamăgită de anumite experiențe și sufăr foarte mult după fiecare rupere dintre asta. Sufăr, pierd așa din încrederea pe care o am în oameni și vreau să mă limitez și mai mult. Și ca să răspund la întrebarea cu ce calități trebuie să aibă o prietenă, trebuie să fii foarte sinceră, foarte transparentă, să fii implicată în relația pe care o avem. Pentru că așa cum eu dau foarte mult într-o relație, aștept ca persoana care mi-este prietenă să dea la fel de multe sau să dea, nu știu cum să spun, să se implice la fel de mult ca și mine. Deci îmi doresc în primul și în primul rând sinceritate, fără alte motive pentru care să fim prieteni. Nu vreau ca persoana care mi-este prietenă să fie prietenă cu mine pentru anumite beneficii sau pentru anumite lucruri. Mai am o întrebare pe care am primit-o pe Instagram și are legătură cu relația dintre mine și soacra mea și socrii mei. Cum ne înțelegem atât de bine? Știți voi că, în general, relațiile dintre noră și soacră sunt așa ca pisica și cățelul. Relația dintre mine și socrii mei este una foarte bună. Fiecare își vede de treburile lui. Socrii mei nu sunt oameni băgăcioși. Fiecare își vede de treaba lui. Eu nu îi jicnesc și nu îi supăr pe ei și nici ei nu fac asta cu mine. Sunt niște oameni foarte, foarte buni. Știu că mi-ați spus de mai multe ori că ați văzut și voi lucrul acesta. Socrii mei sunt niște oameni extraordinari, sunt niște oameni blânzi, calzi și nu avem niciun motiv să ne certăm. Suntem diferiți, într-adevăr, dar nu trebuie să fim toți la fel. Nu avem de ce motiv să ne certăm, că nu avem de ce. Nu avem niciun motiv să facem asta.
Da, înțelegem foarte bine, ce să spun. Dar v-am spus, asta depinde și de mine, dar și de ei. Că degeaba aș vrea eu să mă înțeleg bine cu socrii mei, dacă socrii mei n-ar vrea să fac asta. Însă, pe mine Dumnezeu m-a binecuvântat cu tot ce era mai bun și mai frumos, cu oameni buni, cu socri buni, cu soț bun. Deci nu am ce să vă spun din punctul acesta de vedere. Ai zile în care ești epuizată și ajungi să te țipi la Filip? Și întrebarea este o întrebare mai lunguță, dar am să răspund la aceasta. Eu nu vreau să par o mamă perfectă, pentru că nu sunt. Nimeni nu-i perfect, dar cu atât mai mult eu chiar nu mă simt o mamă perfectă. Însă fiecare mamă este cea mai bună pentru copilul ei și încearcă să fie și să facă ceea ce e mai bun și mai frumos. Însă am și zile în care mă țip la Filip, din păcate, și la final de zi, când trag așa linie, îmi propun să fiu mai calmă, să fiu mai răbdătoare, să fiu mai înțelegătoare. Și mă trezesc a doua zi de dimineață și Filip face cele mai mari prostii, așa de la prima oră. Și mă enervez, deci să nu recunosc că, mai ales dacă mă simt rău, mă enervez foarte repede. Însă încerc să fiu cât de calmă pot, încerc în fiecare zi să schimb asta la mine, să fiu cea mai bună varianta mea, să fiu înțelegătoare cu el și să înțeleg că totuși este un copil. Câteodată mi se pare că am așteptări prea mari de la el și totuși este un copil și să nu uităm că trebuie să se bucure de copilărie, dar mai am momente în care țip la el, să-și strâng jucăriile sau, nu știu, face diverse chestii și atunci izbucnesc, ca să spun așa. Dar încerc scuze, să repar asta, să nu mai fac. În unele zile îmi iese, în unele zile nu, dar încerc de fiecare dată să fiu din ce în ce mai înțelegătoare și mai matură, pentru că trebuie să dau o dovadă de maturitate în relația cu Filip și nu să mă cert parte în parte cu el. Să-l înțeleg totuși că nu avem același nivel de înțelegere. Trebuie să fiu totuși mai înțelegătoare. Bun, întrebarea următoare. Ce program de somn are Filip? Treaba asta este schimbabilă mereu. În principiu, Filip, de când a început grădinița, s-a schimbat programul, dar cumva este mult mai organizat totul, pentru că înainte de grădiniță era un pic de haos cu trezitul, cu ora de culcare, însă se trezește dimineața în jur de ora 7 și 20, 7 și jumătate maxim, și îl culc undeva pe la ora 1, 2 maxim, la amiază, în zilele în care reușesc să-l culc, pentru că nu în fiecare zi reușesc să-l pun la somn, și doarme undeva la 2-3 ore, iar pe la 9, 10 maxim, seara adoarme, deci încă mai funcționează treaba cu somnul la amiază la noi, dar nu în fiecare zi. Are zile în care nu reușesc să-l pun la somn, dar dacă doarme se simte o diferență, se simte o diferență foarte mare, iar pe parcursul nopții, pe timpul nopții, doarme foarte bine. Dacă e prea obosit ziua în general și nu doarme, sau a fost o zi prea solicitantă pentru el, se mai foiește, se mai trezește, dar nu se trezește cum se trezea când era micuț, dar cam ăsta este programul. Se trezește dimineața pe la 7-7 și jumătate maxim și adorme în jur de ora 1 și jumătate, 2, oricum în intervalul acela, iar seara, dacă la amiază nu doarme, îl culc undeva la 7 și jumătate, 8 și doarme până a doua zi de dimineață. Da, hai să vedem ce întrebări mai am. Am întrebări care se repetă și n-are sens să le mai pun. Asta cu copiii este o întrebare foarte, foarte pusă. O primesc foarte, foarte des și nu o să răspund de fiecare dată la ea. Următoarea întrebare. Cum s-a schimbat relația dintre tine și soțul tău după nașterea lui Filip? S-a schimbat. Indiferent ce mi-ar spune mie, cine mi-ar spune, relația dintre soți nu rămâne la fel după nașterea unui copil. Se schimbă și mi se pare și normal să se schimbe, pentru că tu ca mamă parți și copilașul primești mai multă atenție din partea ta, doar că trebuie foarte, foarte bine întreținută și relația de cuplu,
prin foarte multă comunicare și încercat cât de mult posibil să petreceți timp împreună. Noi asta încercăm să facem. Acum, adică când a început Filip grădinița, știi că ne-am mutat, înainte să ne mutăm, eram mult mai mult timp singurică. Soțul meu pleca, eu eram acasă de dimineață până seara, cu Filip. După ce ne-am mutat, Filip merge la grădiniță, mai stă cu soacra mea, dar nu mai stă cum stătea când ne-am mutat. Când ne-am mutat la început, credeam că o să doarmă toată ziua și o să termă cu soacra mea. Însă acum ne-am intrat într-un ritm și cu asta, dar ne-am mai organizat așa și s-au mai schimbat lucrurile și avem puțin mai mult timp și noi să stăm, să petrecem împreună. Mai stăm seara la câte un film, mai ieșim singuri cât de des putem și cât de mult avem ocazia. Dimineața, cât este Filip la grădiniță, încercăm să ne luăm micul dejun împreună sau să studiem din Biblie. Am ieșit într-o zi și la o cafenea, n-am mai făcut asta de foarte mulți ani. Încercăm să întreținem toată iubirea asta dintre noi, cu lucrușoare mici, cu respect și cu foarte, foarte, foarte multă comunicare. Pentru că după ce a apărut Filip, am avut mai multe subiecte de ceartă, păreri diferite, dar cu foarte multă comunicare, totul merge foarte, foarte bine. Deci, ce să zic, cam asta este cheia. Bun, cam astea au fost întrebările la care am răspuns în această seară eu. Dacă mai aveți și alte curiozități, o să mai facem Q&A-uri. În principiu, n-am vrut să repet întrebările. Eu mai am Q&A-uri pe canalul meu și dacă vreți să le vedeți, vi le las linkuite în descriere. Pentru că n-avea sens să mă repet, oricum cred că m-am repetat cu foarte multe întrebări. Nu o să fie un clip lung, dar întrebările pe care le-am primit la voi am încercat așa să vorbesc cât de puțin am putut eu. Eu vă super mulțumesc pentru vizionare. Nu uitați să-mi dați un like și poate să vă abonați dacă nu ați făcut asta deja. Și ne vedem data viitoare. Dacă mai aveți întrebări, puteți să mi le lăsați în comentarii. Încerc să mai răspund și la întrebări pe lângă Q&A-uri, să vă mai răspund la curiozitățile voastre, pentru că știu că sunt mulți abonați noi și este normal ca ei să nu știe foarte multe lucruri, chiar dacă eu le-am spus de multe ori pe canal. Poate că nu le-ați văzut și nu o să vă întoarceți 300 de vloguri în urmă ca să aflați asta. Q&A-urile însă o să le las linkuite în descriere dacă vreți și dacă aveți chef să ascultați ce mai spun eu acolo. Vă invit, dragilor, să le vedeți și pe acelea. O să las linkuit în descriere și clipul în care povestesc cu Rareș despre cum ne-am cunoscut și despre relația noastră și acel clip cu plecatul în străinătate. Eu vă pup cu mare, mare drag și ne vedem data viitoare. Pa, pa, dragii mei!